Ziua, da, evident, trebuie. Putem începe? Da. Bună ziua, dragi cetățeni, stimați jurnaliști. Mă bucur să ne revedem astăzi și să vă pot aduce o veste bună referitor la asigurarea securității energetice a țării noastre. Așa cum ne-am angajat, vom continua să deblocăm proiectele de infrastructură care să permită diversificarea surselor de livrare a energiei electrice pentru cetățenii noștri și să venim cu noi acțiuni în acest sens. Vineri, 12 noiembrie, a fost semnat contractul pentru construcția a 158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit de 400 kV pe direcția Chișinău-Vulcănești. Construcția acestei linii electrice ne va oferi mai multă independență prin crearea unei alternative de livrare a energiei electrice din spațiul european, mai exact din România. Odată construită, vom putea trece mai ușor de crizele energetice, așa cum a fost criza din luna octombrie. Țara noastră trebuie să aibă surse de livrare a energiei electrice de alternativă și să fie pregătită pentru orice situație. Proiectul susține programul general stabilit de Guvernul Republicii Moldova pentru interconectarea asincronă a sistemului electroenergetic național la piața europeană unică de energie electrică prin intermediul rețelei europene a operatorilor sistemelor de transport energie electrică ENTSO-E. Construcția unei noi linii electrice aeriene de 400 kV de transport a energiei electrice pe direcția Vulcănești-Chișinău se realizează în cadrul proiectului de dezvoltare a sistemului electroenergetic, care mai include modernizarea stației electrice Chișinău și construcția stației back-to-back de la Vulcănești. Valoarea întregului proiect este de 270 milioane euro și este finanțat de către Banca Mondială, căreia îi mulțumim încă o dată pentru susținerea dezvoltării infrastructurii energetice din țara noastră. Prin acest proiect va spori securitatea aprovizionării cu energie electrică. Vom fi conectați la o linie de tensiune înaltă cu România. Prin această linie electrică se va putea livra aproximativ 600 MW de energie electrică. Pentru informație, consumul total maxim al Moldovei este de aproximativ 1100 MW pe întreg teritoriul Republicii, 800 pentru malul drept și 300 pentru malul stâng. De asemenea, Moldova va deveni parte a unei pieți energetice competitive și sigure atât la nivel național cât și la nivel regional european, ceea ce în final va însemna un preț mai mic pentru energie plătită de moldoveni și securitatea livrărilor garantată. Referitor la licitație, pentru că s-au vehiculat mai multe lucruri în mass media, așa cum deja știți, contractul a fost atribuit către compania CHECK International. Aceasta este o companie multinațională, al doilea cel mai mare producător de piloni de transmisie a energiei electrice din India și una dintre cele mai mari companii din lume de construcție a liniilor de transport de energie electrică. Conform cerințelor caietului de sarcini, CHECK International a prezentat dovezi privind buna executare a circa 24 de contracte de construcții ai liniilor de transport de energie electrică în diferite regiuni ale lumii, precum Dubai, Brazilia, Mexic, India, realizate după anul 2013, având și mai multe contracte similare pe parcursul activității sale, compania fiind înființată în 1945. Astfel, câteva exemple de contracte similare executate de CHECK International sunt linia de transport a energiei electrice de 500 kV în Kazakhstan, două linii de transport a energiei electrice de 400 și 500 kV în Georgia, linie de transport de energie electrică de 400 kV în China. Conform prevederilor contractuale, CHECK International va fi responsabilă de
proiectarea, furnizarea și instalarea echipamentelor necesare pentru construcția a circa 158 km de linie electrică aeriană de înaltă tensiune cu un singur circuit pe direcția Vulcănești-Chișinău. Valoarea contractului este de 26,997 milioane euro. Durata planificată de implementare fiind de circa 3 ani și 4 luni din data intrării în vigoare a contractului. Obiectivul nostru este de a avea această linie electrică în funcție până la finalul mandatului acestui guvern. Acum despre procesul de licitație, unde la fel au fost careva speculații. Licitația a avut loc în baza caietului operațional al Băncii Mondiale și a fost monitorizată de experții Băncii Mondiale. În cadrul licitației pentru realizarea liniei electrice Vulcănești-Chișinău s-au primit 10 oferte la începutul lunii noiembrie anul 2020. 5 din aceste oferte nu corespundeau cerințelor de licitație, cerinții administrative, și au fost eliminate. Doar celelalte 5 oferte au intrat în evaluarea tehnică. Evaluarea tehnică a fost efectuată suplimentar de o companie independentă contractată în procesul de evaluare. Compania se numește Gopa Engineering. Gopa este o companie germană de consultanță cu reputație internațională specializată pe acordarea asistenței tehnice în inginerie. Aceasta a prezentat rezultatele evaluării Comisiei Tehnice din cadrul Mold Electrica, precum și unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii. În baza analizei Gopa Engineering, a recomandat eliminarea a încă 2 oferte din cauza unor neconformități tehnice. Considerând celelalte 3 oferte ca fiind acceptabile, deși constatase și la acestea mici abateri de la cerințele din caietul de sarcini. În august, când am ajuns la minister, am pornit o procedură de verificare a procesului de licitație. Am discutat inclusiv posibilitatea de a relansa acest tender. Însă, atât consultantul tehnic, cât și Banca Mondială, care au proceduri foarte rigide, au considerat devierile ca fiind minore și insuficiente pentru a reporni licitația. În aceste condiții, singura soluție a fost acceptarea condiționată a ofertei CHEC. Firma constructoare, angajându-se să respecte în totalitate caietul de sarcini și să aducă dovezi necesare încă din etapa de proiectare a acestui proiect. Astfel, odată cu semnarea contractului, au fost incluse condiționalități care trebuie să fie respectate de către compania CHEC. Și am să trec prin aceste 7 condiționalități care se regăsesc în anexa contractului. Prima, acțiunea vântului asupra pilonilor va fi inclusă în calcule și greutatea pilonilor va fi conform cerințelor specificațiilor tehnice la etapa de proiectare. 2. Se va include componenta de pulsație, care este de 1,5 conform normelor de amenajare a instalațiilor electrice, numărul 7, sau 1,6 conform unui soft PLS Tower. De asemenea, trebuie să menționăm că au fost luat în calcul acele 3 cm de cicură care ar putea să fie pe linia aeriană. Toate acestea fără costuri suplimentare care ar putea apărea în urma proiectării. 3. Forța rezistentă a fundațiilor pentru pilonul de tip RNS-12 ar trebui să fie 548 de kN în loc de 515,25 ce este prevăzut la moment în ofertă, fără majorarea de costuri. 4. Fundațiile vor fi proiectate pentru înălțimea maximă a pilonului de tip RNS. 5. Proiectarea fundației va fi realizată în conformitate cu cerințele caietului de sarcini, inclusiv prin aplicarea factorului de siguranță 1.1 pentru sarcini, iar proiectarea acestora nu va avea niciun cost suplimentar. 6. Ofertantul își va asuma oricare creștere a volumelor și dimensiunilor fundației pe baza forțelor finale care acționează asupra acestor fundații. Și 7.
va furniza proiectul bazat pe bunele practici de construcție, de exemplu, raportul dintre bază și adâncime și în conformitate cu cerințele specificațiilor tehnice. Toate aceste condiționalități se regăsesc în contractul care a fost semnat vineri. La final, verificarea regulată a proiectului va fi realizată de o firmă de consultanță care va fi angajată în acest scop. Mai mult, eu personal mă voi asigura că lucrările vor fi de calitate pe parcursul fiecărei etape de construcție a acestei linii. La minister, cu colegii mei, vom urmări cu foarte mare atenție implementarea acestui proiect și vom informa publicul periodic despre progrese. Pentru că noi credem că securitatea energetică, prin diversificarea aprovizionării cu energie, este una din temele centrale ale guvernării noastre. Eu vă mulțumesc, sper că am adus mai multă claritate referitor la acest proiect și sunt în așteptarea întrebărilor dumneavoastră. Oksana Bodnar, Canal 5. Domnule Spânu, vă rog să ne precizați, după declarațiile care au fost făcute săptămâna trecută de opoziție extraparlamentară, mă refer la Ștefan Ligur, liderul Partidului Schimbării, el a declarat că, de fapt, draftul de anulare a acestei licitații a fost pregătit în data de 23 august. Ne confirmați acest lucru? Într-adevăr, a fost pregătită această anulare? Nu a fost pregătit, nu este vorba de draftul unei anulări, cum am menționat mai sus, când am ajuns la minister, am trecut printr-o procedură de analiză acestei evaluări, a acestei licitații. Una din propunerile care am venit noi de la minister a fost să trecem printr-o procedură de relicitare ca să nu fie niciun fel de speculații. Însă, ținând cont că licitația era mult prea departe, fiind începută încă anul trecut în 2020, deci aproape era de final, procedurile Băncii Mondiale și acele devieri despre care a vorbit inclusiv domnul Gligor nu sunt atât de considerabile, Banca Mondială, experții și toți cei care, grupul de lucru de la, care s-au ocupat de licitații, au considerat că nu poate fi făcută relicitarea și s-a mers mai departe cu determinarea câștigătorului acestei licitații. Însă, foarte important, s-a mers cu specificarea că în contractul final vor fi incluse acele 7, de fapt 9 puncte care, despre care am vorbit, în calitate de anexă și de ele se vor ține cont în momentul de proiectare acestei linii. Domnul Gligor a declarat că la insistența dumneavoastră s-a revenit la această licitație. Este adevărat? Da, este adevărat. Păi am menționat deja de două ori că imediat când am venit, am convocat mai multe ședințe, am ridicat toate documentele, am discutat cu experții Băncii Mondiale, am discutat cu Unitatea de Implementare, cu Mold Electrica, cu toată lumea care a fost implicată, ca să văd de unde sunt sursa acestor nemulțumiri sau speculații care au fost. Este adevărat, unele din ele au fost rezonabile, am încercat împreună cu echipa să vedem dacă putem trece peste ele, am făcut acea solicitare de relicitare dacă este posibil. Din păcate, nu a fost posibil, pentru că pentru mine, în calitate de ministru, era și important ca acest proiect să nu fie acoperit de tot felul de speculații și imagine proastă, inclusiv în rândul societății. Ținând cont, încă o dată repet, că s-a ajuns prea departe și că devierile de proiect erau minore, s-a luat decizia pentru desemnarea câștigătorului și a include în contract cu compania câștigătoare toate acele recomandări care trebuie să fie luate la etapa de proiectare. Și încă o precizare. Domnul Gligor a declarat că, de fapt, această companie a propus un preț de dumping, adică prea puțin, ca să fie asigurată implementarea acestui proiect. Dumneavoastră spuneți că încă 7 puncte au fost incluse. Cum va fi posibil implementarea acestor 7 puncte dacă prețul este foarte mic? Nu este adevărat. Această mențiune este un fals. Este adevărat că una din oferte care a fost din cele 10 de inițiale a fost de aproximativ 60 de milioane de euro, dar din start a fost greșită și a fost exclusă. Vă spuneam că din cele 10, primele 5 au fost excluse din cauza greșelilor sau a lipsei unor documente. Ultimele 3 care au ajuns la etapa finală, prețul este în jur de 27 de milioane de euro. Deci, prin comparație, următoarea ofertă cu un preț mai mare are o diferență doar de 30.000 de euro. Deci, toate trei, ca să, deci a fost
ca să spun și în cifre, valoarea contractului cu CHEC este de 26.997.000, următoarea ofertă este doar cu 30.000 mai mare de euro. Deci nu putem vorbi de dumping. Domnul Gligor zice că 37.000.000 cel puțin sunt necesare pentru a implementa un astfel de proiect, mai ales că sunt anumite parametri noi care necesită, presupunem, mai mulți bani. Da, deci parametrii care țin de fundație nu sunt costul cel mai mare și conform acestor condiționalități, compania s-a angajat ca să nu crească costul. Unde ar putea să crească costul este la prețul metalului, care știm că în ultimul an a crescut considerabil. Însă, iarăși, la fel, conform procedurilor băncii mondiale, odată dacă proiectul este mai lung de 2 ani, peste 2 ani se face reevaluarea proiectului din perspectivă financiară și dacă vorbim de metal, să ia bursa de la London, se vede care au fost creșterile și pot fi ajustate. Însă acest lucru se face absolut cu toate companiile, indiferent cine era compania câștigătoare, pentru că oferta a fost făcută în 2020, iar deja suntem aproape la sfârșitul unui an și prețul, oricine câștiga, dacă prețul metalului creștea pe piața internațională, se reevalua ca să vadă dacă mai corespund prețurile când a fost făcută oferta cu prețurile care sunt acum pe piață. Domnul Gligor a declarat că ați avea interese personale în implementarea acestui proiect. La ce se referă, cum credeți? Întrebați-l pe domnul Gligor, eu nu pot să am interese personale, sunt la minister de-abia de 100 de zile. Licitația a fost pornită și întreg proiectul a fost pornit cu mult timp înaintea mea. Eu am ajuns să fiu în situația în care să pot să-l deblochez cu o viteză mai mare, ori suntem la 100 de zile și avem semnat contractul, mai ales ținând cont de criza gazelor pe care am avut-o și în această criză a gazelor s-a văzut că pe lângă gaze vorbim și de securitatea propriu-zisă a energiei electrice. Pentru mine, în calitate de ministru, este important ca aceste proiecte să se miște cu o viteză mare și să ajungem să avem toate interconectările. Iar despre alegațiile domnului Gligor, l-aș ruga să-și verifice sursele și să nu ducă în eroare. Îmi pare rău de ce a spus. Încă o întrebare, vă rog, la alt subiect din domeniul dumneavoastră. Transportatorii anunță pentru această săptămână proteste și cer recalcularea tarifelor. Când veți întâlni cu ei și ce șanse sunt că aceste tarife vor fi recalculate? Da, aveți dreptate, nu este subiectul conferinței, dar eu sunt și colegii mei suntem într-o comunicare permanentă cu transportatorii, inclusiv cu asociația care a trimis acel comunicat de presă. Suntem în comunicare și la telefon, și prin alte canale, și ședințe. Ce n-au spus transportatorii, și vă rog să mă ascultați atent, ce n-au spus ei? Că vor dublarea tarifului. Uneori chiar mai mult decât dublarea tarifului. Da? Dacă la moment este 60-70 de bani, ei cer peste un leu și ceva sau chiar mai mult. Le-am spus foarte clar, până nu voi avea calcule, până nu voi avea informație, până nu vom înțelege exact cum este stabilit acest tarif, eu personal nu voi semna pentru nici o majorare de tarif. Și trebuie să fie clar pentru toată lumea că tarife din pod spuse, dublate, triplate, în baza unor calcule nejustificate, nu vor avea loc. Și asta le-am spus-o. Îmi pare rău că au decis să comunice prin presă și să nu aibă un pic de răbdare ca să prezentăm toate calculele, pentru că noi ne-am întâlnit și săptămâna trecută și încă o săptămână urmă, în fiecare săptămână. Veți întâlni încă o dată? Sigur, o să ne întâlnim de câte ori este nevoie ca să clarificăm pozițiile. Acum, mie îmi pare rău că ei șantajează și, în primul rând, șantajează oamenii cu stoparea transportului. Eu sunt pentru libertatea de protest și de toate care sunt în Constituție. Vor să protesteze, să o facă în limita legilor, eu voi fi gata să-i ascult, voi organiza și întâlniri cu el ori de câte ori este nevoie. Însă să nu șantajeze oamenii cu stoparea transportului. Mai ales atunci când solicită o dublare și pe locuri triplare de tarif. Iar noi deja suntem în discuție și cu secretarul de stat și cu echipa de comunicare. Cel mai probabil, pe parcursul săptămânii, vom ieși într-o conferință de presă în care vom da toate detaliile și toate solicitările pe care le fac. Și ultima chestie. Toți transportatorii, la moment, tariful este fie de 0,6, 60 de bani pe kilometru, fie de 70 de bani pe kilometru.
Toți transportatorii pot folosi tariful de 70 de bani pe kilometru. Să știți că doar sub 5% îl pot aplica. Dar aplică 60. Și știți de ce? Pentru că nu și-au renovat și nu au investit în propriile... Deci ei și acum pot să crească tariful pe care îl aplică, cel puțin cu 10 bani. Dacă vor dori să facă asta. Dar tot ce precizare, admiteți că aceste tarife ar putea să crească dacă nu dublu cum cer ei cu 10, 20, 30%? Eu nu pot să admit nimic până când nu am toată informația prezentată. Iar, repet, noi suntem, cel puțin ministerul care îl reprezint, am lucrat într-un ritm alert și pe griza gazelor, și pe proiecte, și pe drumuri. Acum, este adevărat, avem aproximativ o lună de când avem aceste discuții pe tarif, suntem în procedură de analiză, de înțelegere și cu siguranță vom ieși și vom anunța. Deci noi nu fugim de această responsabilitate. Și încă o întrebare, vă rog, colegii mei au vorbit cu mai mulți primari din țara noastră care sunt îngrijorați de faptul că datorită acestor noi tarife la gaz nu vor putea achita facturile pentru grădinițe și alte instituții care sunt subordonate primăriilor. Aveți o soluție pentru ei? Știți despre această problemă? Noi cunoaștem despre aceste probleme și cum au fost probleme cu plata salariilor la grădinițe. Câteva săptămâni în urmă și Ministerul Finanțelor a venit cu un proiect care să ajute. Exact așa vom face și cu instituțiile publice. Adică vor fi compensații? Noi vom analiza exact unde sunt, unde este nevoie de intervenție și cu siguranță acolo unde va fi nevoie vom interveni. Dar despre ce sumă ar putea fi vorba? Nu am analizat asta, deci Ministerul Finanțelor este responsabil de analiza necesarelor de finanțe. Mulțumesc. Domnule Spânu, o întrebare. Ați vorbit anterior despre unele condiționalități la oferta CHEG. Am analizat oferta acestora și am văzut că, de fapt, nu se încadrează în caietul de sarcini. Ați vorbit puțin, însă vrem să facem mai multe precizări. Nu corespunde cerințele tehnici de sârmă prevăzută ca să reziste la chiciură. Deci, dacă conform cerințelor, sârma trebuie să fie de 30 mm ca să reziste la această chiciură, oferta CHEG propune o sârmă care ar rezista doar la 10 mm. Vrem mai multe precizări și dacă va fi făcut public întregul document ca să vedem și aceste 7 condiționalități. Da, nu este adevărat. Deci, conform ofertei tehnice, cablul care este folosit este pentru a rezista la 30 de mm sau 3 cm de chiciură. Există riscul ca în 2-3 ani acest tender sau compania să nu poată desfășura mai departe lucrările pentru că bugetul potrivit experților este prea mic? Deci, la momentul depunerilor ofertelor, bugetele celor trei companii care au ajuns la etapa finală este mai mult sau mai puțin în jurul de 27 de milioane. Vă spuneam că nu este o diferență mare. De asemenea, vă spuneam că, conform procedurilor Băncii Mondiale, după 24 de luni, dacă proiectul este mai lung, se poate face reevaluarea la anumite materiale, cum ar fi metalul, în baza bursei de la Londra. Deci, dacă va fi necesar să se facă această reevaluare și proiectul din cauze obiective, că dacă crește prețul pe bursa internațională, nu are cum să nu crească și pentru acest proiect, dacă vom fi în așa o situație, vom comunica suplimentar. Din câte se cunoaște, o companie românească a depus oferta pentru licitația dată, unicul din Occident, însă a fost respins, eliminată din concurs compania. Vrem să vedem cum explicați acest fapt, că o companie de stat românească a fost eliminată din concurs, în timp ce statul vecin ne este mereu aproape, chiar inclusiv ceea ce ține de securitatea energetică a statului. Da, aveți dreptate, regretăm că acest lucru s-a întâmplat. Deci vorbim de prima etapă, când s-au depus 10 oferte. Este adevărat, una din oferte vine de la o companie din România și a fost printre cele 5 care au fost excluse la prima etapă. Motivul de ce a fost exclus? Pentru că nu a prezentat un document conform cerințelor și aici vorbim de garanție financiară.
Ulterior, compania a prezentat aceste un nou document, însă totuși nu a fost... Conform procedurilor băncii mondiale, încă o dată, licitația a fost făcută conform procedurilor băncii mondiale, la acea etapă, la prima etapă, se analizează pachetul de documente și nu se permite modificarea pachetului. Dacă nu s-a inclus un document sau este un document inclus greșit, din start el este exclus din licitație și nu poate să facă careva modificări la acel pachet. Despre acest subiect am informat și pe ambasadorul României și cu alte demnitari din România despre care i-am anunțat și am spus că îmi pare rău, dar asta este situația. Dumneavoastră personal ați investigat, dacă pot spune, anume da. Această companie? Eu am investigat absolut toată procedura de licitație și inclusiv companie cu companie. Da. Admiteți sau nu că la mijloc ar putea fi vorba de interese anumite din ale fostei guvernări, întrucât tenderul, licitația cumva a fost deci, nu la, în mandatul la etapa anunțat. Actuală. Nu am sesizat careva intervenție din partea oricărui jucător politic. Sper să nu fie nici în continuare, ori interesul nostru este să avem această linie construită în termenii stabiliți în contract. Ok, mulțumesc. Господин Спинов, Николай Похальницкий, Ньюсмейкер МД. Вопрос чуть по другой тематике, но по вашему министерству. На прошлой неделе глава Приднестровья Вадим Красносельский затронул тему газового долга и сказал, что Приднестровье готово взять на себя свои долги, но при этом он слегка приоткрыл скобки и сказал о том, что тираспольский поставщик для этого должен получить специальную лицензию, которая позволит им вести напрямую отношения с Газпромом. Также на прошлой неделе Вадим Чебан также чутка приоткрыл эту тему, сказав, что один из рассматриваемых вариантов по приднестровскому долгу – это перевод долга на баланс Тирасполь-Трансгаза. Хочется понять, правительство Молдовы сейчас рассматривает такой вариант, как выдачу лицензии для Тирасполь-Трансгаза и перевод баланса на их счет, и насколько вероятен такой сценарий, по вашему мнению? Есть адеварат, Тирасполь-Трансгаз а депус и очерили на чей сенс кетри Андре. Conform legislației, eliberarea licențelor este atribuția ANRE-ului și nu a guvernului, deci așteptăm decizia ANRE-ului să vedem dacă se califică Tiraspol Transgaz pentru a obține o licență sau nu. И если он получает лицензию, тогда баланс долго переводится на их счет, и они заключают отдельное соглашение с Газпромом на поставки газа в Приднестровье? Acest subiect nu a fost discutat și cred că trebuie analizat suplimentar. Mulțumesc. Eduard Maceacă din CS Sputnik. Domnul Spânu, vreau să vă întreb în legătură cu acest contract, cu tensiunea de 400 de kilovolți, tensiune înaltă. Spuneți-ne, dumneavoastră, deci admiteți ipoteza în care, după semnarea acestui contract, și ați menționat și dumneavoastră, prețurile, iată, ați menționat la metal, da? Pe piața regională ar putea crește și în cazul în care aceste prețuri ar putea crește, ar putea fi schimbat acest contract. Nu am spus că ar putea fi schimbat contractul, am spus că conform procedurilor, după o evaluare a prețurilor, ar putea să crească valoarea contractului de la aproape 27 milioane. Asta ar însemna creșterea costurilor pentru îndeplinirea volumului de lucrări. Da. Și ce ar înseamnă asta pentru partea noastră, pentru Republica Moldova? Pentru partea noastră, cel mai important este să avem odată și odată această linie construită. Dacă va costa mai mult cu 3 milioane din cauza creșterilor prețului la nivel de burse internaționale, asta este, din punctul meu de vedere, a doilea aspect. Principalul și cel mai important la moment este să începem, să proiectăm și în decurs de 3 ani și 4 luni să avem această linie construită. Dintre companiile care au prezentat oferte sunt companii din China, Turcia, Federația Rusă, Kazakhstan, s-a vorbit și despre firma aceasta din România. De ce Chișinăul a ales compania aceasta indiană la un preț cel mai mic? Poate trebuia un preț intermediar de ales, având în vedere calitatea lucrărilor. Această linie de tensiune înaltă se va construi, adică pe o perioadă lungă, pe toată viața, spunem așa. De ce ați ales anume compania aceasta indiană? Pentru că au fost oferte cu companii la nivel de cifră de afaceri cu mult mai mari și mai serioase pe plan regional. Deci, haideți să facem claritate. Nu guvernul alege. Da? S-a lansat o licitație internațională. Au aplicat 10 companii.
5 din ele nu s-au calificat de la prima etapă. Altele două nu s-au calificat pentru că erau devieri majore în specificațiile tehnice. 3 din ele au rămas pentru etapa finală în care s-au uitat la preț. Diferența de preț în aceste 3 este foarte mică. Nu vorbim de 27 și 60 de milioane. Vorbim de 27 de milioane. V-am spus că următoarea vorbim de o diferență doar de 30.000 de euro. În baza procedurilor Băncii Mondiale, pentru că este un proiect finanțat de Banca Mondială în parteneriat cu statul Mold Electrica și unitatea care implementează, conform procedurilor s-a ales această companie. Așa sunt procedurile și așa decurg licitațiile la nivel internațional. Și ultima întrebare, după construcția acestui proiect, da? Cum estimați, care ar putea fi prețul estimativ care noi am putea să procurăm energie electrică în cazul în care noi vom diversifica această sursă, pentru că noi procurăm acum energie electrică de la Cuciurgan și din Ucraina periodic, având în vedere că prețul la nivel european este unul mai mare la ora actuală, este conectat, să spunem așa, la un preț european, în cazul în care Moldova va avea acces la această linie de interconectare europeană, care ar putea fi prețul energiei electrice? Ar putea fi mai scump? Nu, haideți să că nu întreb. Eu cred că întrebarea puțin țintește nu în direcția potrivită. În primul rând, această linie vine să asigure siguranța livrărilor. Ori atâta timp cât vom avea mai multe posibilități de a transporta energie electrică din mai multe surse, nu vom fi în situația în care să fim blocați doar de o anumită sursă. 2. Acest proiect se va finaliza în baza estimărilor în 3-4 ani. Deci eu nu chiar, credeți-mă, nu vreau să acum să mă dau în speculații care ar putea fi prețurile în 3-4 ani la energie electrică, dar această linie va permite, odată cu implementarea altor legi și acte normative Republica Moldova, să avem o piață mai competitivă, în care să putem, atunci când Mold Electrica face licitație pentru cumpărarea energiei electrice, să poată participa mai multe companii și în baza acestei licitații să obținem cel mai bun preț. Mihaela Tabarcea, ProTV. Domnule, spuneți, să ne spuneți, vă rog, ce părere aveți că Tiraspolul vrea să plătească separat pentru gaz? Doamne, să plătească. Care e problema? Și să ne spuneți cu cât achită cetățenii din stânga Nistrului pentru cât achită pentru gaz? Nu am această informație la moment. Doamna Gavriță spunea că ei îl cumpără tot cu prețul pe care îl cumpără și Republica Moldova. Da, dar sigur. Vrem să știm cât achită și cine plătește diferența. Sus, nu am această informație cât achită, dar știm cu toată lumea că se acumulează datorii și, cum am zis, să fie bun și să plătească. TVA-ul pentru gazul importat îl preia Rusia de 20% sau Moldova? TVA-ul la ce vă referi? Nu este 20%, este 8%. Nu, de 20%. Experții spun că pe lângă prețul la gaz, rușii ne mai aplică un TVA de 20%. Nu cunosc despre această informație. Și dacă se gândește, ați spus de cele 8%, se gândește guvernul să anuleze aceste 8%? Guvernul a venit cu un pachet de suport, cel mai mare pachet de suport care a fost vreodată în Republica Moldova și noi credem că la etapa actuală este suficient, ținând cont că acoperă cele mai vulnerabile familii sau consumatori de gaze. Eu vă mulțumesc, sper că am reușit să vă răspund la toate întrebările și cum... Mai aveți o întrebare? Da, vă rog. Ultima. O precizare, pentru că am văzut în presă străină că din 1 mai facturile pentru gaz în Ucraina vor fi în kilowattoră, nu în metri cubi. Cum credeți dacă și noi trebuie să aplicăm această practică europeană, în opinia dumneavoastră? Vi se pare că asta e cea mai mare problemă acum. Deja am discutat, vreau și eu acest. Da, am înțeles. Vom analiza acest subiect, am citit și eu. Dacă vreți opinia mea personală, atâta timp cât noi ne dorim integrarea în spațiul european, ar trebui încet, încet să aplicăm toate standardele europene. Mulțumesc!